Oameni și cărți ar putea fi un titlu. Numai că pe omul pe care îl veți cunoaște este profesor universitar la Catedra de Limbi și Literaturi Germanice a Universității din București. Iar cărțile sale, dacă ne referim la cele citite, umplu o bibliotecă, iar cele scrise umplu un corp de bibliotecă. Eu sunt și infestat, să spun, de cultura și tradiția germană. Eu am și studiat la Leipzig, deci am învățat limba germană în liceu, dar după aceea serios într-un spațiu germanofon, la o universitate de prestigiu. Și în felul acesta, nu numai că am învățat limba germană, dar am și trăit în Germania și sigur că sunt marcat de anumite, așa zise, stereotipuri ale neamțului. Este rezultatul unei evoluții și istorice, deci nu este numai un mental sau o proprietate psihică a unei etnii. Între timp, poporul german este foarte heterogen, ca mai toate popoarele europene. Sigur, nu pot să nu văd o anumită seriozitate în tot ceea ce ei abordează și fac. Ei nu fac, hai, lasă că o să fie bine și așa sau așa. Nu, trebuie să fie bine de la bun început, gândit și executat. Și istoria i-a marcat, desigur, prin duritate, prin evoluția nefastă a secolului al XX-lea, care i-a băgat într-o fundătură din care nu s-a putut ieși decât printr-o victorie a aliaților împotriva acestei națiuni. Ce predă și care este câmpul de cercetare al domniei sale, puteți afla și singur de pe internet. Nouă, oamenii obișnuiți care suntem, ne-au atras atenția traducerile din Seneca, Dimitrie Cantemir, Cicero, Juvenal, Tacitus și Herman Hesse, Lupul de stepă. Ni s-a părut definitorie pentru personalitatea sa această alegere, la care se adaugă lucrarea sa de doctorat despre lirica lui Paul Celan, poetul și eseistul bucovinean. Relația mea cu transcendentalul, pentru că Dumnezeu rămâne un necunoscut pe care îl știm foarte bine, îl purtăm cu noi zi de zi, dar rămâne un Deus absconditus, un Dumnezeu care nu răspunde la întrebări, un Dumnezeu dur cu noi, dar care în tăcerea Lui știe ce vrem și știe ce trebuie să facă, ca un destin. Și noi, ca profesori, suntem duri foarte des, dar asta înseamnă un bine extraordinar de mare făcut studenților, elevilor. A fi dur când trebuie și cum trebuie este cea mai bună metodă de a face bine. O indulgență exagerată, o milă, nu este întotdeauna benefică și nu ajută să te întremezi, să mergi mai departe, pe picioarele tale. Dur, adică fără slăbiciuni sau nemilos. Autocunoașterea, acea exploatare a sinelui în lumina adevărului, adică fără umbre, fără înduieșări, așa cum țăranul taie mlădițele slabe sau prea bogate ale pomului pentru ca aceasta să dea roade bogate și nestrămate, rotunde, frumoase și coapte în lumina adevărului. Dacă
dacă un tânăr ar veni la dumneavoastră și v-ar cere un sfat, ce sfat i-ați da? Să aleagă meseria de profesor? Eu i-aș spune, din punctul meu de vedere, că i-aș recomanda să se facă profesor. Este un privilegiu. Ești în permanentă legătură cu noi și noi generații, practic cu tinerețea veșnică. Este minunat. Mai târziu începe să devină puțin dureros pentru că se simte trecerea timpului, diferențele de interese, dar rămâi conectat la această sursă de energie care îți permite ca tu însuți să continui susținut în activitatea proprie. I-aș sfătui să opteze pentru această meserie pentru că ea se face în beneficiu altor oameni. Și asta este, cred, lucru cel mai important. Să faci ceva pentru ceilalți. Mă gândesc numai la Faust al lui Goethe. Deviza lui supremă era să faci ceva pentru cei din jurul tău. Și în felul acesta a fost salvat după ce încheiase un pact cu diavolul, cu Mephisto, datorită faptului că nu a cedat și nu a pierdut din vedere acest ideal suprem de a face ceva pentru cei din jurul tău, pentru semenii tăi, a fost salvat de acel pact cu diavolul și a devenit câștigătorul pariului. Această universitate este de două ori faimoasă. În primul rând, pentru că orașul este locul de naștere a lui Karl Marx, al cărui lucrări încă mai sunt cercetate în facultățile economice de prestigiu din lume, și, în al doilea rând, pentru tradiția sa. A fost înființată în 16 martie 1473 la îndemnul Papei Nicolae al V-lea. În 1560 a fost achiziționată de iezuiții care au împărțit-o în 4 facultăți: filozofie și teologie, medicină și drept. Cred că francezii au ocupat landul Rinului în anul 1798. Universitatea a fost închisă odată cu cele din Köln, Mainz și Bonn. A fost redeschisă în 1970. De atunci vin studenți din toată lumea la Trier. Cartea preferată. Cred că a devenit Siddhartha, de Hermann Hesse, pe care am tradus-o din pură plăcere și pentru mine personal, și s-a aflat în Târgul Bucureștilor prin anii 80 că am tradus această carte împreună cu o altă carte de suflet, Lupul de stepă, tot de Hermann Hesse. Și am fost îndemnat să ofer cartea, traducerea spre publicare la editura Universal. Eram foarte sceptic, dar acolo am găsit oameni cu orizont mai larg și au priceput că este ceva foarte interesant. Când s-a apară însă cartea, a izbucnit acest scandal cu meditația transcendentală și Siddhartha nu mai putea apărea, filozofie indiană și așa mai departe, nu putea apărea pe titlul exterior al cărții. Și atunci a apărut cartea cu un singur titlu, Lupul de stepă. Dar în corpul cărții exista și o altă povestire importantă și superbă, acest Siddhartha. A fost surpriza cititorilor care, dacă nu știau, au găsit în acea carte, în afară de Lupul de stepă, și Siddhartha. Între timp, sunt zeci de alte ediții care au fost scoase și publicul caută în continuare această carte. Ieri, chiar la cursul meu de literatură, unul dintre studenți m-a întrebat: nu vă supărați, dumneavoastră sunteți traducătorul Siddhartei, domnul George Guțu? Da, vă felicit și vă mulțumim. Mai mare satisfacție decât aceasta, cred că nici nu există. Pentru inspiratele sale scrieri, care crescând în îndrăzneală și putere de pătrundere, exemplifică idealuri umanitare clasice și înalte calități ale stilului. Aceasta a fost motivația pentru care Hermann Hesse a primit premiul Nobel pentru literatură în 1943. Se pare că nu a fost convingătoare pentru securitatea României de dinainte de 1989.
Lupul de stepă, carte tradusă de profesorul George Guțu, i-a inspirat pe ideologi. Vorbea despre singurătate spirituală, despre natura duală a umanității. Lucruri neliniștitoare pentru clasa muncitoare, a cărei fii studiau în universități și puteau înțelege neliniștea conștiinței, căutarea permanentă a valorilor și, de ce nu, și o altă moralitate decât cea comunistă. Ascultați muzică? Da, și dacă da, ce? Da, da. Cu precădere preclasică, dar și ceva mai modernă. Sunt fascinat și pătruns până în ultima fibră de Gustav Mahler, de celebrele lui Kindertotenlieder, cântece pentru copii morți. Unul dintre aceste cântece este sfâșietor. O mamă care și-a pierdut copilul se trezește dimineață și vede soarele răsărind și este sfâșiată de faptul că propriul ei copil nu mai poate vedea soarele și lumina zilei. Mă întreb, de ce oare mare majoritatea cântecelor lui sunt cântece foarte triste? Și simfoniile sunt mai triste, mai depinde și de o anumită apetență proprie a individului respectiv, de evenimentele mai puțin plăcute din viață, care și-au pus amprenta asupra muzicii sale. Inovație și standarde înalte. Un ideal pentru un profesor de germanistică. Probabil de aceea, esențializarea exprimării acoperind ca o coajă subțire un fond romantic, provocator. De aceea, alegerile pentru traduceri, preferințele muzicale și cele literare definesc sufletul omului. Mahler, Hesse, Celan și Cioran. Căci a găsit scrieri inedite ale moralistului. Cioran și le-a publicat. Anumite însemnări mi le fac. Evident, în primul rând trebuie să raportăm întotdeauna activitatea științifică an de an și vrând nevrând îți faci un jurnal cel puțin al activității științifice, dar pe lângă acestea mai am și însemnările mele. Sper ca timpul care se va lărgi după ce voi termina cariera activă să îmi permită să mă ocup mai îndeaproape de lucrurile mele, pe care, trebuie să fiu sincer, le-am cam neglijat, dar cu mare plăcere am făcut-o, pentru că știu că am fost de folos multor colegi de-ai mei, fie doctoranți, fie colegi din toată țara, care prin aceste congrese cu participare imensă, 250 de participanți, 100 din afară, vă dați seama ce posibilitate pentru tineri oameni de a închega contacte profesionale, de a beneficia după aceea de burse, de conducerea științifică a acestor somități. Un nou suport, o nouă realitate, mai puternică decât hârtia, dar mai puțin emoțională. O memorie colectivă, o republică, internetul. Mai există un jurnal ingrat, care nu știu cum va mai putea fi folosit și care, în care se depozitează mai toată activitatea mea. Este vorba de corespondența de e-mail-uri pe internet. Voi vedea, de acolo sper să am încă puncte foarte clare referitoare la reconstruirea anumitor perioade care mă interesează. Un prezent la care ne adaptăm mai greu, noi cei de rând. Poate de aceea încă ne mai plac lecturile, cărțile, mirosul de hârtie și cerneala.
Poate că pentru noi încă vor mai fi tipărite încă un deceniu două poezii, filozofii, eseuri, jurnale. Mai există un jurnal al catedrei care s-a materializat în 1001 de hârtii care au trebuit să fie rezolvate și care au creat pentru cei din jurul meu, colegii mei, cadru propice în care ei să se desfășoare fără probleme și fără să simtă toate neajunsurile, toate necazurile care ne pasc și ne-au păscut zi de zi în activitate prin aberații administrative, prin aberații legislative sau prin aberații pur și simplu umane. S-a sinucis poetul Celan Paul. S-a aruncat în Sena, avea 50 de ani. Celan era evreu. Părinții îi muriseră în lagăr. Nu s-a putut elibera de trecut. Scria: închipuie soldatul din smârcurile Masadei, care își face o patrie de neclintit împotriva tuturor ghimpilor de sârmă. Masada a fost distrusă, toți au murit. Și poetul: îl rog pe domn profesor să mă ierte că l-am citat fără să-i spun. Dar piatra, piatră din aer pe care o urmărești, ochiul tău e la fel de orb ca ea. Am fost mâini, am împachetat vidul întunericului. Am găsit cuvântul care aduce vara, floarea. Floarea, cuvântul unui orb. Ochii noștri privesc către apă. Crește inima zidită peste inima zidită. Adaugă petale. Încă un cuvânt ca acesta și ciocanele se vor balansa deasupra crăpăturilor pământului. Aș pleda pentru am plecat urechea în primul rând la idealurile pe care ni le-a lăsat istoria, mai bune sau mai rele, la ceea ce ar face bine, să spunem, fiecăruia dintre noi și, evident, întregii comunități, dintr-o țară în care ne aflăm, cu granițele penetrabile, care nu mai sunt rigide cum au fost odinioară, ne putem mișca în toată lumea și totuși rămânem cu o identitate proprie. Orice am face, suntem marcați de educația noastră, de copilăria noastră, de viața împreună cu părinții noștri, cu obiceiurile noastre, oriunde te-ai duce în lume. Și aș spune ca fiecare oriunde este să accepte acest fapt că este român și să dovedească ce poate mai bine să facă, să realizeze, să impună, să se realizeze.